Salut, mă numesc Alina și am 26 de ani. Iar până la această vârstă am petrecut mai mult timp pe băncile unei școli sau universități decât în practică, făcând lucruri practice la job. Ce a însemnat asta? A însemnat că până la această vârstă performanțele mele au fost măsurate pe o scală de la 1 la 10 sau de la 1 la 5 în funcție de sistemul din care am făcut parte. Și asta m-a însemnat că automat am fost clasificată într-una din categoriile în care de obicei studenții și elevii sunt clasificați. Cei mai slabi sau cei mai buni. În mai puțin de 8 ani de activitate, prin echipa DIEZ au trecut mai mult de 100 de oameni. Mai mult de 50 dintre ei nu s-au regăsit după câteva luni de activitate. Mai mult de 20, alți 20 nu au făcut față așteptărilor noastre sau ei înșiși au avut alte așteptări. Ei, la fel ca mine, s-au trezit după absolvirea unui liceu sau universitate într-una din categoriile despre care spuneam anterior. Erau fie cei buni sau cei slabi. Și ei, la fel ca mine, s-au pomenit după absolvire nedumeriți sau confuzi cu privire la domeniul în care cu adevărat ar fi vrut să facă performanță sau scala la care să măsoare această performanță. Dintre cele mai de impact judecăți pe care le avem noi față de noi înșine, cea mai importantă e cea care spune cât de capabili ne credem să facem cu adevărat ceva. Încrederea pe care o avem noi că putem să livrăm anumite rezultate așteptate. Iar în o treime din țările participante la testul PISA 2018, unul din doi elevi au spus că inteligența e ceva ce ei nu prea pot schimba pe parcursul vieții, fie o ai sau fie nu o ai. Această convingere este întărită de note. Sistemele noastre educaționale ne validează cunoștințele prin note și ne măsoară performanțele pe o anumită scală. Problema e că această măsurare nu ne caracterizează deloc abilitățile și astfel, după absolvire, probabil, atunci când considerăm și credem că nu putem face ceva, e pentru că probabil nu putem. Ce mă face să fiu mai bună sau mai slabă la 26 de ani e, de fapt, cum conving oamenii cu care lucrez să aibă încredere în mine, cum îi conving să-mi aprobe proiectele pe care le propun și mai mult decât atât, cum îi conving să plătească pentru ele, cum comunic eficient cu echipa mea, cum comunic eficient cu clienții DIEZ și cum, de fapt, creez o viziune pentru mine la locul meu de muncă și pentru locul de muncă în general. Într-un reportaj la care am lucrat recent, explicativ, am întrebat mai mulți experți în educație din Moldova despre efectele sau impactul, de fapt, pe care pandemia îl poate avea asupra stilului nostru de învățare. Ce se poate schimba în bine după asta? Cu ce rămânem? Ei m-au ajutat să înțeleg că atât, deși ne concentrăm în acest an pandemic mai mult pe spațiul fizic și cum să facem lecțiile, unde, cel mai mare rol sau rolul cel mai important este al instrumentelor. Instrumentele sunt, de fapt, cele care s-au schimbat în timp pentru că, deși educația, sistemele educaționale în timp s-au standardizat și s-au masificat și astfel au devenit mai accesibile pentru mai mulți oameni, clasa ca instituție nu s-a schimbat prea mult. Clasele de astăzi nu sunt atât de diferite de clasele din trecut. Instrumentele sunt cele care se schimbă și care s-au schimbat și care sunt cele care se pot schimba. Ele pot schimba accentul educației. De la profesor spre elev. Mai multă interacțiune, mai multă conversație, mai multe șanse de a învăța de sine stătător. Și cu toate astea, în continuare, mii de elevi urmează aceleași programe de studiu, sunt notați după aceleași criterii, dau aceleași teste, de parcă ar fi cu toții într-o mare clasă. Am descoperit YouTube-ul în clasa 10-a, iar primele videouri la care m-am uitat
erau, cum să învăț, Apologize the One Republic la pian. După câteva zile de exersare, am învățat cântecul și m-am simțit mult mai mândră decât m-am simțit după examenul din clasa 5-a la acordeon, după 5 ani de studii. Și asta nu era pentru că cursurile nu au fost bune sau pentru că acordeonul era greu de ținut în mâini, dar pentru că pentru prima dată am putut să-mi aleg exact piesa pe care am vrut să o învăț, am ales exact sursa de unde am vrut să învăț și am ales din multe videouri de pe YouTube pe cea care mi-a fost cea mai accesibilă și mai interesantă și mai mult decât atât, pentru prima dată mi-am ales tempoul în care vreau să învăț, ritmul în care vreau să învăț. Pandemia ne-a confirmat încă o dată că o mulțime de lucruri pe care obișnuiam să le facem la școală, acum le putem face singuri individual acasă. Iar asta ne poate ajuta să salvăm o grămadă de timp și bani și să găsim, să identificăm mai sigur și mai repede lucrurile care cu adevărat ne interesează. Noi nu mai putem să așteptăm ceva de la un sistem. Noi putem singuri să-l adaptăm la necesitățile noastre prezente și să-l schimbăm prin asta. Ce ați spune dacă v-aș zice că universitatea viitorului sau cea mai bună universitate din viitor sunt de fapt toate universitățile? Imaginează-ți că vrei să studiezi drept și îți alegi un curs la Chișinău, altul la Bruxelles, un alt curs în altă țară sau la altă universitate și astfel la final te pomenești că ai un parcurs academic total diferit față de colegii tăi pentru că tu de fapt ai aspirații, dorințe și necesități diferite. Acest lucru se întâmplă deja. Cred că ați auzit de Khan Academy, Codecademy, LinkedIn Learning, Coursera, Udemy, Udacity, edX, Duolingo sunt doar câteva dintre platformele online care pun la dispoziție astăzi foarte multe cursuri pe specialități diferite. Unele dintre ele sunt fondate de universități clasice. Spre exemplu, edX este fondat de Harvard și MIT și pune la dispoziție cursuri academice pentru studenți. Deci, la nivel universitar, unele dintre ele sunt gratuite și mai mult decât atât, îți oferă la final un certificat sau poți să obții chiar și credite. Peste sau în jur de 33 de milioane de elevi, studenți sau, mă rog, oameni erau înregistrați pe platforma edX în iulie 2020. În 2017 am lansat la DIEZ Universitatea DIEZ, care este parte din aceeași viziune. Mai mult decât jurnale mici de studenție pe care elevii noștri, adică studenții noștri din Moldova, care învață la universitățile de peste hotare, le scriu și povestesc despre experiențele lor de studii în mod foarte nișat, mai mult decât atât, prin acest proiect noi am vrut să organizăm un proces de studiu alternativ, în paralel, astfel încât orice elev din Moldova, citind ceea ce scriu studenții de peste hotare despre studiile lor, să aibă atât impresia că învață împreună cu ei, dar și să aibă acces la materialele lor de curs, exact la emoțiile și stările prin care ei trec. Și astfel să-i facem de fapt să înțeleagă, pe lângă faptul că au foarte multe oportunități, să-i facem să înțeleagă că ei, la fel, în Moldova, fiind oriunde, pot cere mai mult de la profesorilor, să înțeleagă oportunitățile sau lucrurile, cum au loc lucrurile în alte instituții și astfel, mai mult decât atât, să înțeleagă că orice abilitate la care ei vor să lucreze, ei sunt direct responsabili să-și găsească și să caute metode alternative de învățare, să-și creeze aceste posibilități. Scala la care trebuie să ne raportăm cu adevărat ar trebui să descrie exact ceea ce noi putem cu adevărat să facem. La 26 de ani, eu am făcut topul 10 lucruri pe care le pot cu adevărat face la 26 de ani și pe care aș putea foarte ușor să le pun în carnetul meu de note sau în CV-ul meu. Am să încep din colț. Deci, la 26 de ani pot să administrez un proiect media, pot să plănuiesc o călătorie, pot să conduc o mașină, pot să scriu știri, interviuri și reportaje, pot să colectez informații și să o analizez, pot să citesc documente tehnice și să fac rezumate,
Pot să editez un video simplu, pot să gătesc orice prăjitură pe tigaie, pot să angajez oameni și pot să fac lista lucrurilor pe care le pot face. În 3 zile de exercițiu am învățat intro-ul piesei Apologize. În 5 zile de exercițiu puteam să-l cânt într-un ritm lent. În 7 zile de exercițiu puteam să-l cânt în tempo normal. Iar în a 10-a zi am adăugat voce. Inteligența se dobândește, contrar convingerii generale. Abilitățile au nevoie de timp. Iar tot ce trebuie să faci este să înțelegi ce cântec vrei să înveți. Mulțumesc!